Astăzi am să vă arăt niște strategii pe Katarina, trucuri, iteme, maestrii, pagini de rune și altele. Dacă nu ai făcut deja, ar trebui să spui toate abilitățile pe Quickcast ca să-ți iasă toate combinațiile. Folosește skill-ul constant pentru a lovi inamicii. Lovește minionii din spate dacă ești contra unui campion ranged și cei din față dacă ești contra unui campion melee. Dacă lovești un inamic cu W-ul, primești movement speed bonus. Te poți folosi de acest avantaj lovindu-i pe inamici cu QW, după care te poți întoarce în spate la minioni. Cu E-ul poți ieși aproape din orice situație. Pune un ward în spate și folosește E-ul pe el. Combo-ul clasic la Katarina este QEW, dar mai poți încerca și EQW sau WQE. Dacă fugi după cineva, încearcă să te pui în fața lui și după dai ultimata pentru a provoca mai multe daune. După ce ai făcut un kill, folosește țeul pentru a ieși din luptă. Pagina clasică de maestrie este asta. Dacă vrei să te axezi mai mult pe Poke, poți încerca Deadfire Touch, dar eu recomand Thunderlord-ul. La rune puteți folosi pagina de rune standard pentru AP sau dacă aveți mai mult IP și nu aveți ce face cu el, am să vă las două exemple de pagini de rune ale unuia dintre cei mai buni jucători de Katarina. La iteme de început poți să iei Dark Sail dacă te crezi în stare să joci safe și armura dacă ești contra unui AD, gen Talon, Z sau SO. Itemele ocazionale ți le cumperi în funcție de echip adversă, dar dacă ești contra unui AP, te sfătuiesc întotdeauna să-ți cumperi un Abyssal Scepter. Cu E-ul Katarinei poți să distrugi ward-uri, deoarece E-ul Katarinei restează cooldown-ul ward-ului. Ca să-ți iasă trucul cu ward-ul și E-ul, pui click-ul într-un loc și apeși instant 4 și E. Sper că v-a plăcut acest episod, am muncit foarte mult la el și dacă mai vreți episoade de genul, lăsați în comentarii ce campion să fac și eu să fac.